Dar ce-a făcut, domne, coloana aia rusească de 60 de kilometri? Că tot merge spre Kiev și nu mai ajunge, dar n-ar mai ajunge niciodată. Sau, ia, du-te bă și vezi, a lăsat-o Putin în față pe avarii? Dacă știți celebra glumă de pe net. Păi pe bune, când vezi cârnatul ăla de pleșcoi deșirat așa, că au și ucrainenii niște drumuri ca noi. Da, tot zic ăștia, convoi de 64 de kilometri. Bă, sunteți siguri? Și tot vin, tot vin, mai stau, noaptea dorm, dau drumul la căldură în taburi, pun muzică, joacă șeptică, ce naiba fac? Patruaș. Că te întreb și tu, ca omul care, na, e absolvent de Netflix, secțiunea filme de război. Bă, da, nu puteți, bă, să le dați cu dronele alea și cu avioanele de să ia mama dracu. Păi îi lăsați așa să se apropie. Ce? Ce, să nu ziceți că nu așa v-ați gândit toți? Hai, că toți suntem acum experți militari, ce naiba? Apropo, fiți atenți. Eram în ședință de redacție pe telefon dimineață și mă tot suna un număr de Germania. O dată, de două ori, de trei ori, a patra oară am răspuns. O avea cineva probleme, zic. Ei bine, era un nene care îmi zice: Domnul Pătraru, ce bine că v-am prins. Am ceva foarte important să vă spun. Era agitat așa, zic, da, vă rog, spuneți. Domne, războiul ăsta să câștigă cu grenade, domne. De ce n-au oamenii grenade? Sunt cele mai eficiente împotriva tancurilor. Să spuneți acolo la televizor, domne, să sunați, trebuie făcute presiuni ca Germania să înarmeze populația Ucrainei, populația României cu grenade, domne. Doamne, Maica Domnului! Vă dați seama, la noi le-ar da oamenii în trafic. Da, pe DN1 ar sări mașinile în aer cum sar boabele de porumb în mașina de popcorn. Deci, grenade, da? Așa rezolvăm problema, să nu uitați. Ciucă, ai auzit? Mă, Ciucă, mă, când trimitem ajutoare, băgăm niște grenade în conserve, da? Le dăm copiilor ucraineni să le strecoare ei sub tancurile rusești, da? Doamne, vedeți? Prea multe filme violente, prea multe jocuri cu violență. Ne ducem cu bidonul ca Putin. Liderul de la Kremlin a vorbit despre modul în care Ucraina ar putea să scape de război și potrivit acestuia singura soluție este ca guvernul de la Kiev să recunoască independența Republicilor Populare Donetsk și Lugansk. În plus, Kievul ar trebui să recunoască suveranitatea Rusiei asupra peninsulei Crimea din Marea Neagră, să se angajeze să renunțe la armele nucleare și să se demilitarizeze. Deci Putin e cam așa acum. Alo, ucrainenii, opriți atacurile, da? Nu mai invadați trupele noastre care intră în Kiev. Încetați vărsarea inutilă de sânge pe care o fac trupele noastre, obligate de voi. Putin e acel violator împuțit, în general achitat de justiția din România, care îi zice victimei: vezi? Vezi ce ți-ai făcut dacă te-ai zbătut? Uite ce pumn ți-ai luat că n-ai fost cu minte. Stăteai cu minte, aveai și acu toți dinții în gură. Rar un lider care duce mai departe un astfel de delir. Cum adică să te duci la negocieri de pace cu aceste condiții? Să vă predați, să nu mai aveți armată, să faceți ce vrem noi, să fiți conduși de un guvern pus de noi? Mai exact, ce să negociem, spun ucrainenii, că par condiții mai dure decât dacă am fi învinși pe câmpul de luptă. Nu, serios, așa, pentru noi toți, ce urmează? Merge la fel în fiecare țară sau cum? Și cum să-i mai explici ca să înțeleagă? Na, asta e de partea cealaltă. Practic, Putin a învins mai întâi Rusia și acum vrea și Ucraina. Cu Ucraina nu știm dacă iese, sperăm să nu iasă, dar i-a ieșit cu Rusia. I-a ieșit, poate ăsta a fost planul, mai știi? Rușii azi sunt săraci, se uită la radio, vorba aia, că la TV sunt doar propagandiștii Kremlinului. Nu mai au Facebook, rețele de socializare, nu mai au Pornhub, ceea ce cred că doare cel mai tare, nu mai au fotbal.
practic se bazează doar pe rezervele strategice de vodcă. Stau și beau, uitându-se unii la alții cu gândul la un covrig. Asta e marea victorie a lui Putin de până acum. Da, știrea asta a făcut înconjurul lumii. Putin și-a trimis familia într-un buncăr cât un oraș. Deci? Păi, deci ar urma să dea cu bomba aia mare, atomică. Asta spune Valerii Solovei, un politolog rus, fost profesor la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. Mă rog, tot el zice, Putin a luat parte la ritualuri șamanice secrete alături de ministrul apărării. Da, exact, omul e și el sănătos, bine de tot la... Însă altfel e o preocupare ci ca a serviciilor secrete americane și europene să afle ce naiba se întâmplă cu motorașul dictatorului, că nu mai funcționează așa cum știau ei. Plus că da, se poate vedea, omul e modificat și la Meclan, adică ceva e acolo. Adevărul e că a făcut un bostan, zici că e Lucică Bode al nostru. Nu vi se pare că Putin are căpățână de baron local? În plus, eu n-am văzut karatist, judocan cu fălcile alea de hamster. La un flamă l-au pompat cu ceva în cap. Nu există nicio nouă evaluare cuprinzătoare care să indice o schimbare a sănătății generale a lui Putin, a spus un oficial american. Iar analiștii nu exclud ca strategia lui Putin să fie tocmai cea de a proiecta instabilitate în încercarea de a împinge Statele Unite și aliații să-i dea ceea ce își dorește de teama unei reacții mai grave. Adică, mă înțelegi? El nu e nebun. Joacă! Face pe nebunul, cum ar zice mamaie. Tocmai deci ca să-i luăm frica, să pară în stare de orice. E, nu-i prost prostul. Până acum e cam ieșit. Și ar mai fi ceva, ci că omul e mega ipohondru, că a stat în ăștia 2 ani de pandemie mai mult ascuns. Da, s-a înconjurat doar de 3-4 oameni, s-a sălbăticit. Ăia îi zic, da, șeful la toate tâmpeniile, na, boală de dictator, ce să mai... M-am interesat. E un comunist, un fanat.